Nici eu nu știam, era domnul ăla cu ochelari care vorbea de medicină alternativă de la OTV, îmi scapă numele acum. Și știi, tu spuneai, mă, cine-i păcăriciul ăștia? Știi, pe care auzeai în fundal, când vorbeai cu tactul la telefon, auzeai în fundal. Știi că se uita, era cu ochii beliți la el. Știi, și dacă nu știi cine este, nu știi timbru voce și așa mai departe, nu poți să-i spui, bă, schimbă dracului. Tata are o boală, se uită la B1, e specialul ăla de Buzoianu. Și când vorbești așa și cum mai e ăla, mănăstire, ăia doi sunt, eu tu sunt Țoșu și Palade. Și mai auzeam pe taiu că se zice, bă, schimbă de la toți ăștia doi, schimbă de la ei. Că nu spun nimic, nu, pune mâna și uită-te la Digi sau ce ești articole de presă, nu te mai uita la speciale ăștia doi. Dar dacă... Da, e bine să știi, da, e bine să știi. Pentru că poate vine momentul să dai un sfat mai departe. Uite, cum zice aici, Fritz, dai căutare pe Doru pe Livan și s-ar putea să nu găsești pe Google. Trebuie să știi să cauți mai detaliat. Da, Condurățeanu. Da, și Oreste la fel. Și Oreste, când vezi pe Oreste că, vai de mine, m-am mutat în afara Bucureștiului. Că nu mai suportat în viața. A, dacă ne-am căcat 15 ani de zile, a fost bine? A, atunci era ok? Ok. Urmează și Mircea Padea. Mircea Padea spune, domnule, că viața, că nu mai regăseam, că nu știu ce, mi-a fost greu. Ok. Da. Dacă mâncai rahat, era bine? Știi? Vai de mine ce urât face Ciutacu la România TV, dar ne place Sneaker Industry. Dar știu, căutare pe Google și vezi cine e unul dintre fondatorii Sneaker Industry. Știi? A, nu e bine? Fac reclamă cu Sergei Niculescu Mizil, da? Cred că s-au scos din Google. Au scos din Google că ăla micu era... Nu știu, CTO sau ceva. Fotocredit Vlad Ciutacu, da, mă rog, la un dat pretindea că este doar fotograf. Da, uite, cauți. Dacă trebuie să știi ce să cauți. Chief Technology Officer at Sneaker Industry. Trebuie să știi ce să cauți. Trebuie să știi ce să cauți. Nu știi ce să cauți? Google nu îți dă toate informațiile. Din nou, dându-și, adică ei știau foarte bine cu ce bani fac business-ul ăla. Știau foarte bine și de-aia au ținut, hai mă, las, tu ești doar fotograf, dai și din gură un picuț și hai că ne facem... Da, a dat interviu pentru funcția de Chief Technology Officer. Și este același lucru. Știi, deci tu ți-ai început cariera. Tu ți-ai început cariera muncind pe brânci. Știi, și Vlad Ciutacu a primit un 5D. Un Canon 5D full frame de 5.000 de euro. Plus ce lentile a vrut el. Știi, și v-ați început cariera poate cu același talent. Poate tu cu un picuț mai mult talent. Știi? Tu cu un picuț mai mult talent, el cu echipament de 3 ori mai scump. Cine face performanță? Este același lucru cu ăsta, cum îl cheamă, cu Brooklyn Beckham. Este exemplul favorit. Early life, nu știu ce. Deci omul s-a apucat de modeling, după care s-a apucat de fotografie, după care s-a apucat de gătit. Deci uitați-vă și voi. Vreau să mă apuc de fotografie. Și a scos tasul din buzunar, 100.000 de euro. Iam 100.000 de euro și știu ce echipament vrei tu. Ce știi uitat? Cu ce... Google. Cu ce fotografiază Ane Libovitz? Hasselblad. Da, 15.000 de euro. Ok, bun. Atucart. Din care e cel mai bun aparat foto? Ăsta. Ok, cât este? 7.000 de euro? Ok, bun. Lentilă, da. Băgăm. Atucart. A doua zi... Și te uiți la fotografia pe care o faci tu cu DSLR-ul tău, cu lentilă de 300 de euro și te uiți la el cu ce poză face el cu lentilă de 2.000 de euro sau 3.000 de euro.